Salutare, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit, episodul cu numărul 12, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel și eu, iar am uitat că n-am apăsat F1 și aș vrea să vă rog să lăsați un like la acest episod dacă susțineți seria și vreți să vedeți mai multe episoade în continuare, adică serios, hai să vedem câte episoade reușim să strângem la acest episod. Da, la acest episod nu pot să zic chiar că e un episod special, că nu e așa de special. Am terminat casa și vai de capul meu în ce hal mi-a luat să termine norocita asta de casă. Am făcut aici niște furnace-uri și încă mai am bricuri. Am făcut și ceva level de la câte d-astea am luat. Am spart ceva genul două sau una și ceva, că mi se pare că mai aveam eu încă una. Am spart, de fapt stai, nu, că pe-astea ține-le așa, cine știe când o să avem nevoie de bricuri normale. You never know. Bun, hai să le punem, uite, pe aici, pe undeva. Și în episodul de astăzi, întâi de toate, vreau să văd dacă se poate sparge chestul ăsta. Ai, îmi place că la asta nu merge. Deci e reinforced chest. Deci, teoretic, ăsta ar trebui să fie un pickex cu care să se poată sparge ăsta. Ok, nu se poate. Rift remover ăla cu portalele, fuck, deși nu găsesc o chestie cu care să zicem că bă, scot ăsta, așa că o să lăsăm acolo. O să iau asta cu mine, pentru că în episodul de astăzi vreau să mergem în acel minunat, bineînțeles că aveam aici făcut asta și eu am uitat de ea. În episodul de astăzi vreau să mergem și să explorăm acel dungeon din copac adică hai să fim serioși, m-am dus la copacul ăla de acolo și am văzut, e un dungeon, hai că-l explorăm data viitoare, episodul următor. Toată lumea, bă, da, toată lumea, Cristi, vezi că ai ratat un dungeon în copac și era în ce genul. De ce n-am văzut asta? De ce nu m-am așteptat la asta, de fapt? Oh well. Oh, stai, doar atât de puțin diamante de moat? 13? Puteam să mă jur că avem mai multe. Păi, dacă avem doar 13, atunci bănuiesc că n-are rost să facem chestii din diamant, încă what the fuck, mate? Știi, e momentul ăla când realizez că chiar n-am diamant loc, what? Frate, am lootat, dar m-am spart. Da, și da, am citit că chestia asta, dacă dai click dreapta, îmi spawnează scheleți și chestii și sunt gen armat, un fel de armată a mea, dar cred că am apăsat prea mult. Știți, e cam... Ua! Ce a fost asta? O să întreb, de ce? Ce? Căcat. Băi, stai, oprește-te acolo, oh, calm. De ce, doamne, iartă-mă? Dă ăsta în mine și nu doar că dă în mine, ci... Bă, ăsta nebunit, ești nebun. Ăsta teoretic ar trebui să fie de-al meu și nu-l pot omorâ. Ok, pare că a dispărut. Da. Și uite că tocmai am găsit un motiv pentru care să nu folosesc căcatul ăsta. E foarte instabil. Da. Ai, mă. Ah. Bun. O să mergem în dungeon imediat ce reparăm chestiile alea. Eu, bă, și-abia făcusem și eu. Așa, pe acolo e reparat. Bun, avem și de-astea. Nu știu ce le-am mai pus înapoi, dar mă rog. Foarte bine. Aud ceva că încearcă să spargă o ușă.
și nu mă interesează ce e, așa că o să plec mai departe și o să-mi nevoie niște mâncare, unde-i pâinica aia. Așa că o să-mi văd de treabă, mă duc mai departe, mergem în dungeon, după ce încraftez și eu, bineînțeles, o... de asta, o tunică de iron, un chestplate, pantalonii mei sunt păducă, dar n-am ce să le fac. Chiar trebuie să mergem la minat? Serios? Adică chiar o să trebuiască să mergem la minat? Really? What the fuck? Stai, chestia aia mi-a dat exact numărul de dirt pe care l-a spart. Fuck you, mate! Mamă, ce m-a speriat ăsta. Ai, ai, ai. Mm. Și am level destul de mare. Ah, căcat, am uitat, ăsta e Hexit. Oh, adică nu e prea bine, pentru că asta înseamnă că nu putem să facem decât un singur enchant. Ai, da, trebuie să mă ocup și de asta. Trebuie să-mi fac o cameră undeva de enchantment. Hai să vedem ce e pe aici. Ah, dar vai ce bine că nu am adus torțe. Mă, nu-i rău. Să iau și asta. Chiar nu-i rău, chiar voiam chestia asta. Speram și o să găsesc acolo niște charcoal. Don't judge me. What the fuck? Bă! Uite cum stăteau ei naibii pe crouch acolo fără să-i văd. Ah, bun, torți, avem și torți. Mi se cam duce dreacu' asta, dar n-am ce să-i fac. Ok. Ba, bine, nu puteam să găsesc și mai devreme. Ok, deci găsesc o groază de chestii. Bun, și nimic pe aici. Oricum, important e că am găsit ce am găsit. Și... cred că ar trebui să fac cumva să încerc să intru înapoi. Perfect. De ce sparg eu asta cu sabia? Nu știu. Wow! Deci nu pot să cred că am făcut asta. Am spart ca să ajung tot aici. Așa. Oricum, am găsit chestiuța asta. Stai. Bun, deci special perk, projectile effect, perfect. Weakness, reflected damage. Bun. Deci chestia asta o să țin și e numai bună pentru... pentru ăștia, pentru scheleți. Adică exact ce urăsc eu. Stai. Știi ce? Las așa. Hai direct jos. Mă observ că dacă... am chestia asta doar în inventar, în crește sau ce? Ok, las asta. Hai jos. Bun. Și aici... or să devină utile torțele, pentru că... pentru că eu aici văd, dar nu știu dacă vedeți și voi. O, Doamne, cât de drăguț. Serios, asta e tot nimic, niciun mob special, adică... atât? Ia stai. A? Lol, asta e chiar faină. Serios? Like, really? What? Te așteptai și tu la cea mai impunător. Well, e un dungeon easy, fără mobi. Noi n-ar trebui să mă plâng, nu-i așa? Păi, cred că nu. Uf. Oh, în sfârșit, ceva acțiune, să zic așa. Da, ăștia sunt cam... prăfănugi. Cam foarte prăfănugi, adică nici măcar nu mă ating ăștia. Wow. Să înțeleg că ăsta ar trebui să fie unul dintre acele dungeon-uri pe care le faci la început și eu l-am nimerit într-un fel fix ultimul, nu? Oh well.
Nu pot să zic că mă plâng așa de rău, nu-i chiar... Cine știe ce e unui... Oh, perfect. O, să vă zic și de ce e perfect. Holy shit! Stai, goblin boss? Oh, ăla e boss. Oh. Ha, ușor de bătut. Nici asta nu atinge măcar. Partea bună e că avem cărțile astea și din ele putem să facem de-asta de enchantment, pentru că am nevoie neapărat. Wow. Cel mai șmecher boss. Mi-a dat una, ești nebun. Wow, chestia asta chiar dă damage. Bine, eu acum las să mai înfută și el câte una ca să îl pot ataca și eu. Hai da. Bun. Și... Moonlight! Asta pare a fi o sabie chiar... Holy fuck! Ok, deci să înțeleg că... Puterea acestei săbii... Constă în faptul că atunci când dai click dreapta, se mută pe shield... Și ține ceva. Dar da, aparent asta ar trebui să fie, mă rog, puterea ei. Bun, avem asta e chiar fain. Asta e chiar bun. Așa. Totuși eu sunt șocat, adică acum stau și mă gândesc. Oh, bun, exact de ce aveam nevoie. Diamante. 13 diamante, perfect. Bun, cum ziceam, acum că stau și mă gândesc, eu nu înțeleg, adică și n-are logică, de ce, Doamne iartă mă, nu iau, eu n-am luat pistol de la pirați și am luat de la goblini. Gen, what? De când folosesc goblinii pistoale? Eu, nu contează, lasă. Eu, what the fuck a fost asta? M-am glitchuit o leacă, dar nu știu în ce și de ce. Oh well. Asta să fie problema, să zic așa. Bun, aici e ceva sau nu mai de asta? Bun, nu mai de asta. Să văd cum fac. O groază de cărți. Nu știu dacă o să am nevoie de atâtea cărți. De-a lungul acestui let's play sau playthrough sau numiți-l cum vreți până la urmă. Why not? Bun. Am furat tot în camera asta. Îmi place că butoanele astea sunt puse așa de formă și pressure plate-urile. Pressure plate-uri. Doamne. Oare mai sunt și alții care se... bun. Chiar foarte bun. Ce e asta? Wind grenade. Dar chiar... Ar trebui să mă apuc și o să-mi fac chestii de genul, să mă apuc să lucrez la un arc șmecher, să-l am pentru dungeon-uri și lucruri din astea. Nu știu de ce am avut... Așa, am avut așa o chemare, ca și cum aș fi presimțit că e ceva acolo. Și asta. Oh, știu asta. Oh, da. Blast Protection 3. Bun, bun, bun. Hai că... Am presimțit ce am presimțit și am presimțit bine până la urmă. Ok.
Acum aici... Para nu mai fi easter egg-uri. Bun. Am găsit, am ieșit, e noapte. Da, vine noaptea. The noapte is coming. Așa, am le... am fix 3 stack... n-am 3 stack-uri. Obișnuința, mi s-a părut că am 3 stack-uri de chestie de-asta. Era frumos, dar nu e. Ah, well. Sunt aici, somn ușor. Noapte bună. Mă, am vreun enchantment table? Nu, n-am. Și pot să zic sigur că n-am. Bine, nu mai am mai multe iteme decât astea care stau aici, deci... Stai, am 13 cu 13. Wow. Nu mă plâng. Bun, 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 bun. Acum. Let's see. Eu zic să luăm astea. Și actually, acum n-am nici cea mai vagă idee unde aș putea să fac eu o de-asta, un loc în care să pun chestiile cu enchantment. Știi, aș putea să fac aici. Da, uite, cred că în partea asta o să fie. De fapt, stai, că mi se pare că aveam la mine. Aveam la mine lemnul până la urmă. Știi, și aș putea, gen, să fac cumva să lipesc astea. Actually, I don't know. În primul rând. Aici o să fie crafting enchantment table-ul. Apoi aici o să punem cărți. Adică, pardon, bookshelf-uri, nu cărți. Hai că-l craftez pe tot. Și dacă îi mai fac eu rost, deci în mijloc. Aici o să vină asta. Oh, da. Am eu oarecare idee, dar nu știu cum ar arăta. Bine, de fapt, știi, hai să facem așa și să vedem după. Faza e că, indiferent cum ar fi, putem să schimbăm, adică, știți, nu-i bătută în cuie treaba. Așa. Și eu, serios, am rămas cu 1. Ok. Hai să punem astea. Bun, deci aici vine asta, apoi așa, 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 așa. Asta ca să mă uit orientativ să văd cam ce ar trebui să fac. Ah, știți momentul ăla? Când fix când mai ai și tu vreun minut și închei, fix atunci, bă, da, fix atunci se trezește cineva, se sune și se duce dracu toată ideea pe care o aveai și era, și așa genul, știi, știi, puteai totuși să mă lași să termin, nu, 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 nu? Ah, ok. Bun, ce vreau să fac, că acum că tot mă gândeam că ne-ai, eram cea de genul, stăteam aici și eram așa, mama e treabă, pe escape și vorbeam și mă gândeam și... Și eu eram, da. Mă gândesc să fac chestia asta să vină tot așa unită de asta și să las și o leacă de spațiu împrejur, deși nu știu dacă o să pun ceva, dar efectiv să fie aici o chestie care să arate cât de cât decent, asemănătoare cu cei pe aici și să fie acolo pusă. Pentru că de ce nu, până la urmă. Oricum, de asta o să mă ocup eu până data viitoare. Exact ce ziceam. Aici o să trebuiască să mă duc și să fac rost de niște obsidian.
Obsidian. Și... Mă, unde dracu bate nenorocitul la ușă, mă? Că eu îmi turbez aici, mă, dacă mai aud de multe ori așa. Ah, și pe viitor vreau să... Vreau neapărat să fac gen și o de-asta de... Cum se numește? O fermă de văcuțe pentru carne și piele și tot felul de nebuneli din astea. Și de asemenea vreau să... am aici obsidian. Oh, numai bun. Numai bine. Perfect. Da. Foarte tare. Chiar că a rămas o singură carte. Yes! Ăla e. A rămas o singură carte. Asta înseamnă că am o carte de enchantment table. Da. Și bine, oricum o să stric acum stack-urile astea, așa că nu mai contează. Hai să o lăsăm așa. Oricum, până data viitoare, am fost Cristi. Asta a fost episodul din Hexi. Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați butonul de like, pentru ca să știu că vă place această serie și să mă concentrez să postez mai mult din ea. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Bine, mai să stau o dată. Și bănuiesc că știți dacă sunteți pe canalul meu cine mai... Așa. O zi bună în continuare. Bye, bye.